Bună ziua! Astăzi vom lucra împreună un proiect în aplicația Microsoft Excel numit Catalogul Clasei. Ne propunem crearea unui fișier în care vom introduce medii din catalogul clasei și realizarea unui clasament. Pașii care vor fi urmați: crearea tabelului și adăugarea datelor, calcularea mediilor, adăugarea clasamentului. Vom crea un fișier pe care îl vom denumi Catalogul Clasei. Vom redenumi pagina în care vom crea tabelul ce reține datele necesare. Aceasta se va numi medii. Vom adăuga în antetul paginii denumirea fișierului și a paginii. Vom crea titlul tabelului. Coloanele vor fi denumite în următoarea ordine: număr curent, nume, prenume, apoi minim 5 materii din catalogul clasei. Le puteți adăuga pe cele preferate. Vom redimensiona coloanele astfel încât număr curent va avea o dimensiune mai mică. Coloanele nume și prenume vor avea o lățime de 20 de puncte, iar restul coloanelor, care vor conține mediile anuale, vor avea o lățime de 7 puncte. Denumirea materiilor nu se vede în totalitate. O modalitate de a rezolva acest aspect este de a înclina la 90 de grade scrisul. Mai știți și alte modalități? Aplicați una pentru coloana număr curent. Pentru a vizualiza mai bine datele introduse, vom formata capul de tabel, mărind la 14 puncte corpul de literă, îngroșând textul și adăugând un fundal cu o culoare la alegere. Vom adăuga date pentru elevii clasei. Coloana număr curent se va completa folosind numerotarea automată. Pentru o vizualizare mai bună, vom adăuga un fundal rândurilor introduse pentru numerele curente impare. Pentru aceasta, vom selecta un grid deschis pentru primul rând. Apoi vom selecta primele două rânduri ale tabelului și le vom copia. Vom aplica aceeași formatare și pentru rândurile rămase.
să adăugăm bordură tuturor celulelor din tabel. Pentru întreg tabelul, bordura exterioară va fi mai groasă decât cea interioară. Să stabilim pentru date tipul corespunzător. Coloanele nume și prenume vor fi de tip text. Restul coloanelor au date de tip numeric, 0 zecimale. Vom adăuga o nouă coloană. Vom calcula pentru fiecare elev media generală în coloana J9 adăugată. Noua coloană va avea o bordură îngrășată pentru exterior și mai subțire pentru interior. Să calculăm media generală a fiecărui elev. Pentru aceasta vom folosi formula average. Vom scrie formula în celula J4, apoi o vom copia în grupul de celule J5, J23. Cum media aritmetică are 2 zecimale, vom modifica tipul de date din grupul de celule J4, J23. Se observă că dacă vom afișa 2 zecimale, media va fi rotunjită. Cum rezolvăm această problemă? Găsiți o formulă pentru a calcula media cu 2 zecimale fără rotunjire. În celula J25 vom calcula media generală a clasei. Pentru adăugarea clasamentului, vom crea o nouă filă pe care o vom denumi clasament. În aceasta, vom prelua datele din tabel de pe coloanele A, B, C, J din fira medii, folosind adresele celulelor. Vom copia formatarea celulelor și o vom aplica în fila clasament. Pentru o mai bună vizualizare a datelor, coloanele B și C vor fi redimensionate. Pentru a realiza clasamentul în ordinea mediei, vom sorta tabelul întâi după medie descrescător, apoi după nume în ordinea alfabetică.
Ca sarcină finală, puteți adăuga o coloană în care să verificați pentru fiecare elev dacă este promovat sau corigent. Se va afișa un mesaj corespunzător. Mulțumesc pentru atenție!